Greu să te mobilizezi pentru un meci cu Hermannstadt după unul cu Celtic? Nu, pentru că suntem conștienți că suntem angrenați în mai multe competiții. Încercăm să abordăm meciul foarte serios. Întâlnim o echipă foarte bună, o echipă agresivă, pentru eu personal îi cunosc foarte bine. Campionatul trecut am jucat de 3 ori cu ei și știu că au o echipă foarte bună. Există la ei, din ce știi, motivație mai mare când joacă cu CFR-ul față de alte echipe? Sunt convins că există motivație mare pentru că au experiență de anul trecut. Abia s-a salvat de la retrogradare. Sunt convins că vor să abordeze altfel campionatul și o să ne așteptăm un meci foarte greu. Pentru voi e greu să jucați din 3 în 3 zile, să intercalați meciurile europene cu meciurile din Liga 1? Nu este ușor, dar de aceea ne-am făcut fotbaliști. Este frumos să joci cât mai multe meciuri. E mai bine să joci meciuri oficiale decât să te antrenezi. Nivelul de concentrare e același în timpul unui meci de Liga 1 sau mai degrabă zboară gândul că peste 3 zile joci iarăși în Liga Campionilor? Avem o echipă experimentată și sunt convins că concentrarea este la fel ca și în Champions League, cât și în Liga 1 la fel, pentru că suntem conștienți că avem un drum lung până la câștigarea campionatului și sper să o ținem tot așa. Mergeți pe Zicala, victoriile aduc victorii și orice victorie în campionat obligatoriu înseamnă și moral pentru meciurile din Liga Campionilor? Da, victoriile aduc victorii, dar asta nu neapărat. Nu suntem 100% câștigători înainte de un meci, chiar dacă meciul precedent l-am câștigat. Trebuie să-l abordăm foarte serios și cu siguranță o să câștigăm. Se resimte oboseala deja, chiar dacă unii spun că suntem la început de sezon, pentru voi s-au adunat foarte multe meciuri? Păi da, noi într-o lună jumătate, dacă mă înșel, poate două, am avut meciuri cât aproape un tur de campionat. Dar avem un lot foarte bun și numeric și valoros și cu siguranță vom face față. Ce ar însemna pentru voi Liga Campionilor, calificarea în Liga Campionilor? Păi, cu siguranță am intrat în istorie pentru CFR-ul are experiență în Champions League, dar noi sigur o să intrăm în istorie cu dacă niște minute să ne calificăm mai departe. Dacă nu, vom merge mai departe în Europa League și sperăm să mergem într-o grupă. Oamenii au venit în număr mare la meciul cu Celtic. Îi aștepți să vă facă galerie și să vă susțină la fel și cu Hermannstadt sâmbătă? Da, a fost o surpriză plăcută din partea lor. Sperăm să vină, nu știu dacă vor veni chiar atâția, dar sperăm să vină un număr cât mai mare pentru că avem nevoie și cred că CFR a jucat un fotbal frumos de la începutul campionatului și cred că au ce vedea.